găsit, doamnelor și domnilor! Sunteți din nou la Open TV, așa cum v-am anunțat mai devreme și cum v-am anunțat și marți, la sfârșitul emisiunii cu primarul Barbu. Invitatul de azi este nimeni altul decât deputatul Toma Petcu, pe care îl salut. Bine ați venit, domnule deputat! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Domnule deputat, haideți să intrăm brusc așa în subiect și să lămurim niște aspecte. Vinerea trecută ați fost văzuți, a apărut și o fotografie, văzut dumneavoastră, deputatul Alexandru Andrei, amândoi de la PNL, împreună cu Maria Mina, președintele Consiliului Județean, PSD. Ce să mai înțeleagă lumea? Stăteați la discuții în fața cabinetului noastră parlamentar, stăteați la discuții acolo. Ce ați discutat? Eu am presupus într-un articol pe care l-am scris că ați discutat despre problema care ardea, despre salariile angajaților de la DGASPC. Am discutat mai multe lucruri. În primul rând, întâlnirea a fost total întâmplătoare. Dacă organizam o întâlnire oficială, cu siguranță era probabil la biroul președintelui Consiliului Județean sau la biroul unuia dintre parlamentari, eu sau Andrei Alexandru. Eu eram cu Alexandru mașină, parcam întâmplător și în același loc cu domnul Mina și am rămas puțin de vorbă. Discuțiile au atins mai multe, să spunem așa, paliere și praguri. Eu personal, cât și deputatul Alexandru Andrei, i-am explicat domnului Mina că ar trebui să lase puțin deoparte retorica politică în postările sensibile. Da. Și aici am făcut două referiri. Prima pe zona de sănătate în perioada de pandemie. Vă aduceți foarte bine aminte că de multe ori am spus explicit în postările și pozițiile mele că sunt multe minciuni și manipulări în ceea ce declară Maria Mina și în general o parte din PSD. Și al doilea palier a fost cel legat de protecția copilului și, să zic așa, unde eu i-am explicat și demersurile care le-am făcut, dar și discuțiile și concluziile la care am ajuns și ce ar trebui făcut. Eu am spus că ar trebui să se lase mai mult, să spunem așa, îndrumat de ceea ce îi spun cei din Consiliul Județean, adică subordonații Consiliului Județean și ceea ce crede el, decât de liderul politic al PSD-ului. Deci, și practic, să ia din excedent. Și să accepte că se poate folosi excedentul fără niciun fel de problemă și că hotărârea de Consiliu pe care noi am înaintat-o este una, să spun, nu doar necesară, că era clar că e necesară, dar absolut legală și corectă. Am văzut mai multe poziționări, la un moment dat, și ale lui și pe pagina de Facebook a Consiliului Județean, că nu știu ce mari infracțiuni ar fi dacă ar face acest lucru. Da, au primit un răspuns. Spus, domnul Mina, că da. Nu poate să bage pe cineva în pușcărie care și-ar pune semnătura pe... Haideți să vă spun ceva, ca să explicăm chiar dacă e o chestie foarte tehnică. Când ai hotărâre de Consiliu în luna ianuarie, cred că pe 16 ianuarie, și pui 5 milioane și ceva de lei pe un eventual gol de casă, golurile de casă pot fi, să spunem, constatate doar trimestrial și anual, nu după două săptămâni dintr-o lună, deci mai ales că era la începutul anului. Deci e clar că pusese o sumă de bani deoparte să o folosească pentru altceva. Și am zis că, bă, Mariane, vezi că o să vină răspunsul și într-adevăr i-a venit răspunsul în sensul că poate folosi excedentul pentru răspuns de la Ministerul de Finanțe și de la Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Persoane cu Dizabilități. Deci a venit răspunsul și confirmarea că pot fi folosite aceste sume, lucru pe care noi l-am spus, dacă vă aduceți aminte, cam de vreo 2-3 săptămâni, în primul rând prin vocea domnului Mustățea, chiar o lună, prin vocea domnului Mustățea, care se pricepe, zic eu, mai bine decât mulți dintre noi pe acest domeniu, că pot fi folosiți acești bani. Și am făcut o hotărâre de Consiliu. Ok. Probabil că ție ți se pare că dacă recunoști acum și ai adopta hotărârea de Consiliu pe care noi am făcut-o, înseamnă că ai recunoaște că avem dreptate. Mă, nu mai contează. Fă o rectificare mai mare, mai largă, în care să bași acest lucru. Până la urmă, am văzut, nu știu dacă neapărat la sfatul meu sau la sugestia pe care i-am făcut-o noi, că a făcut o chiar alarteri, o hotărâre de, a făcut o ședință de Consiliu, pe ordinea de zi s-a aflat și o rectificare bugetară. În rectificare s-au rectificat mai multe capitole, printre care și acest lucru. Da, am văzut că a fost o sumă alocată. Banii astăzi, mâine. Da, am înțeles că primele plăți se fac. Da. În paralel am explicat că noi am discutat și la autoritate și la Ministerul de Finanțe. Pe baza faptului că acum 3 sau 4 săptămâni, printr-o hotărâre de guvern, s-au modificat indicatorii pentru standardul de cost. Standardul de cost, ce înseamnă? Se ia și se face un calcul cu suma necesară pe fiecare om instituționalizat, pe fiecare persoană instituționalizată, beneficiar. Și standardele de cost nu mai erau actualizate, cred că, de vreo 4 sau 5 ani. Și atunci Ministerul Muncii și Guvernul României a ajuns la concluzia că avem nevoie să actualizăm aceste standarde de cost.
Pe diferența din momentul adoptării hotărârii și până la 6 luni, ar trebui să revină Consiliul Județean undeva în jur de 4 milioane și ceva, ceea ce ar acoperi încă o lună. Așteptăm să se facă rectificarea bugetară și Consiliul Județean o să primească, ca sumă de cheltuit pentru prima jumătate a anului, această diferență de standard de cost. Pe restul de an o să primească sumă întreagă, dar un standard de cost mai mare decât cel care a fost anterior. Care este problema la județul nostru? Că noi avem cel mai mare standard de cost pe țară. Mi s-a arătat de către cei de la autoritate că la ora actuală standardul de cost pe care îl are Direcția pentru Protecția Copilului cu persoanele instituționalizate este cel mai mare standard de cost. Dar cine îl fixează pe ăsta? Păi nu, el se face în funcție de cheltuielile directe, indirecte, adică mă refer cheltuielile cu personalul, cheltuielile de, mă rog, alimentare, cazare, utilități, absolut toate cheltuielile. Și astea se calculează și calculează pe întreaga instituție. Acum, trebuie văzut dacă sistemul în care sunt instituționalizați la ora actuală toate aceste persoane este unul corect sau trebuie reformat. Părerea mea că pentru a ajunge la un standard de cost bun, la protecția copilului trebuie să reformăm în primul rând modul în care sunt instituționalizați acești oameni. Și probabil că e un proiect de lungă durată. I-am explicat și acest lucru. Acum, eu, mă rog, poate nu vreau să fiu nici sarcastic, dar nici n-aș vrea să dezamăgesc privitorii noștri. Dar vreau să spun foarte clar, de câte ori mă voi întâlni accidental sau organizat cu un adversar politic, să spunem nou dușman, că nu este cazul, nu mă voi feri să stau de vorbă, am stat de vorbă la o oră, să spunem așa, de vârf, în plină stradă. Până la urmă ne-am asumat din acest lucru, toți, sigur. Dincolo de asta, dar eu cred că, nu știu dacă efectul acelei discuții a fost hotărârea, că întâmplător sau nu, la nici o săptămână de zile a venit această hotărâre de Consiliu care este foarte benefică. Da. Știți ce a spus domnul Mina astăzi în conferința de presă despre hotărârea de Consiliu de care vorbim? A spus că e o glumă proastă. Și că oricum banii nu-i ajung decât să acopere restanțele. Și păi noi asta vorbim, că dacă el ar fi pus această sumă de la început, cu siguranță el a făcut rectificarea și a făcut ce am cerut noi. Eu am înțeles că e o gumă proastă, că este inițiată de consilierii PNL și nu a inițiat-o dumnealui. Asta este, dar probabil că pus în fața faptului împlinit și toată lumea a înțeles, pentru că eu am avut discuții și cu cei din sindicat. Și sindicatul, în paralel, sindicatul la nivel național, filiala Columna, a avut discuții și cu președinta autorității și cu cei de la finanțe și cu ministrul secretar de stat pe cingină care se ocupă de acest domeniu. Și li s-a explicat foarte clar că poate fi folosit. Deci domnul Mina nu mai putea să spună că noi politic... Da, nu mai putea da înapoi, sigur. Putea spune, bine mă, ăștia politic vin și spun o minciună, dar veneau oamenii din sindicat și spunea, domnule, vedeți că noi avem informații foarte clare de la cele două ministere, cele două autorități, că poți să faci lucrul ăsta. Și atunci probabil, i-am explicat și chestia asta, și atunci probabil că a înțeles că nu mai poate să... Da, domnul Mina și astăzi a acuzat guvernul că nu s-a achitat de promisiunile pe care le-a făcut, că o să dea bani pentru cheltuielile făcute de Consiliul Județean și de primării. Și vreau să vă spun că a spus într-o declarație că foarte multe primării din județ, majoritatea primăriilor din județ, stau foarte rău cu sumele pentru însoțitorii persoanelor cu dizabilități și pentru persoanele cu dizabilități și că guvernul nu face nimic, a atacat puțin. Aici, domnul Mina, trebuie să spună și câți bani a încasat prin Direcția de Sănătate Publică și la un moment dat domnul Mustăță a prezentat o situație acum o lună și ceva. Și mai știu foarte clar că există pe circuitul de avizare o hotărâre de guvern cu alocarea unor sume pentru cheltuielile făcute de UAT-uri, în caz speță și de Consiliul Județean, pe combaterea COVID-ului. Știu că județul lui Giurgiu o să-i revină undeva în jur de 18 milioane, sume care se duc direct cu destinație. Primăria Giurgiu a cheltuit 4-5 milioane, cam atât. Cred că a cheltuit direct cu destinație. Consiliul Județean a cheltuit 5. Bolintin Vale, Bolintin Deal și alte consilii care au avut cheltuieli și le acoperă aceste cheltuieli. Ceea ce spuneți dumneavoastră, avem și noi semne foarte clare că datorită colectării foarte proaste pe trimestru la nivel național, la nivel național și pe colectările bugetare pe fiecare localitate în parte pe trimestru 2, să spunem și parțial din 1, n-au avut sumele necesare să-și acopere. Atunci noi am sprijinit toți primarii care au solicitat să-și mute sumele din trimestrele 3 și 4, să le mute în trimestrul 2 ca să acopere diferența. Și această informare cu diferența de sume s-a făcut de către prefectură, către guvern. Și eu vă spun că la rectificarea care vine să acopere restul de an,
se vor acoperi sumele pentru persoanele cu dizabilități și însoțitorii aceștia. Important e ca oamenii ăștia care n-au nicio vină să-și angajați de la DGASPC să-și ia banii, exact. Așa și însoțitorii exact. Persoanelor și persoanelor. Deci vor primi banii din două surse. Una din recunoașterea domnului Mina că putea să aloce această sumă de 5 milioane și ceva din fondul de din casă, excedent, din da. Excedent, și a doua din cei 4 milioane și ceva care vin ca diferență pe standardul de cost. Da, și atunci o să ne punem undeva la jumătatea anului cu plata la zi, după care vine rectificarea bugetară și acoperă diferența de an. Am înțeles. Tot suntem la subiectul bătăi cu cărămida în piept, ca să zic așa. În aceeași conferință de presă, de acum o oră, a fost prezentat în conferința de presă domnul avocat Emil Vucă, reputatul avocat Emil Vucă, care spunea că s-a reîntors în PSD și toată lumea a strâns mâna și l-a lăudat că se reîntoarce în PSD. Și un al doilea aspect a fost faptul că a fost anunțat cu surle și trâmbețe, mi s-au trimis și poze, racolarea de către PSD a primarului PNL de la Stănești. Cum comentați aceste două aspecte? Aș începe cu domnul Vucă, îl știu destul de bine pe Emil, zic că avem o relație civilizată. Acum, ce impact politic va avea și cât de benefică va fi revenirea dumnealui în PSD, rămâne de văzut. Eu știu că a fost o perioadă destul de bună în echipa domnului Barbu, chiar au și lucrat împreună o bucată manager. De timp, a fost city managerul orașului. Acum, dacă a venit în echipă, mă rog, am văzut și eu, chiar am văzut acest pasaj în care domnul Mina îl spunea că va fi unul din colaboratorii lui apropiați. E cam să iei perna domnului Cărăpânceanu. Da, l-am văzut pe domnul primar Cărăpânceanu că era supărat că puțin nu mai este el cel mai apropiat colaborator. Dar vreau să vă spun că nu pot să apreciez în acest moment dacă va fi un câștig sau nu domnul Vucă a intrat în echipă. Important este ca ideile și, mă rog, experiența pe care o are el în domeniul și administrație, pentru că să fii timp de câțiva ani bun administratorul public al unei localități înseamnă că trebuie să știi ceva despre localitatea respectivă. Acum rămâne de văzut cum se vor așeza lucrurile pe primăria Giurgiu, dacă cumva candidatul PSD va fi în continuare domnul Barbu sau vor alege altă soluție. Și atunci probabil că domnul Vucă va avea un rol mai important sau nu. Eu cred că dacă candidatul PSD pe municipiul Giurgiu va fi tot domnul Barbu, domnul Vucă nu cred că poate să aibă niciun fel de rol. Dacă nu, probabil că va avea un rol mai important. Asta rămâne de văzut. Legat de anunțul pe care l-am văzut și eu pe pagina de Facebook a domnului Mina și o poză cu domnul primar de la Stănești că ar fi venit în barca... Da, chiar ar fi semnat adeziunea, a spus în conferința de presă. Mă rog, asta... E o lovitură pentru PNL asta? Eu vă spun ceva. În primul rând, eu nu cred că acest lucru se va materializa. Eu am avut câteva discuții cu domnul primar și a zis, domnule, am câteva, mă rog, să spunem așa, neliniști și frământări, dar nu sunt pregătit în acest moment să fac niciun pas spre nicăieri, adică spre niciun alt partid. Dacă a semnat adeziunea sau nu, cred că ar fi fost o greșeală din partea domnului primar și știu bine, are suficientă experiență să înțeleagă că semnătura unei adeziuni putea să-l ducă la pierderea mandatului și cred că n-a făcut. Da, clar. Ar fi fost o mare greșeală și cred că lucrurile sunt undeva la jumătate. Cred că probabil ia în calcul o apropiere de PSD, dar cu siguranță în momentul ăsta eu cred că nu este trecut și vom avea discuții împreună cu conducerea partidului și cu dumnealui să vedem ce nemulțumire are. Eu cred că până la urmă domnul primar al localității Stănești va rămâne, domnul Mitrea va rămâne candidatul PNL. Probabil că știți cum e perioada asta în care fiecare dintre partidele importante... Am mai întâlnit situații, exact, mă refer și la PSD și la PNL, încercăm să ne atribuim o serie de primari sau candidați cu șanse mari de a deveni primari, că sunt mai apropiați de unii sau de alții. Probabil că în următoarele două luni o să vedem mutări și poziționări. Domne, sunt aici, sunt aici. Sigur, eu vă spun ceva, cel mai sigur o să fie momentul când se depun candidaturile. Exact, când se depun dosarele de candidatură. Exact, atunci. Când se depune dosarul de candidatură și până atunci pot fi tot felul de fluctuații și de mutări. Vă reamintesc că undeva, nu știu să zic, acum două, trei cicluri electorale, e un primar care e și acum în funcție, care... La ora 12 a fost la conferința PNL-ului prezentat și la ora 1 a venit la conferința PSD-ului. Așa este. Același cunoaște primar. Foarte bine acel primar cunoașteți și este și foarte apropiat. Da, da, da. Și vreau să vă mai spun ceva. Păi la ora actuală foarte apropiați de PNL și la multe discuții informale, nu ședințe oficiale, că n-a mai fost cazul. Eu știu doi primari PSD care sunt apropiați de PNL și mă refer la domnul primar de la Mihăilești, Mihai Dobre,
și primarul comunului Bășari. Da, care și trecut la PNL. Păi, asta spun, dar n-a ieșit nimeni să spună, domne, a trecut, pentru că, repet, mai avem 2 luni de zile, există timp suficient, rămâne cum ne-a zis de văzut cum se așează fiecare. 2 luni până începe campania, da. Exact. Da. Tot vorbim de campanie, de primari și acum 2 săptămâni l-am avut în platou, pe locul pe care dumneavoastră stați, pe colegul nostru de partid, pe Ionel Dinu, da, care a avansat o chestiune foarte, foarte interesantă și voiam să vă întreb dacă a făcut valuri în PNL. Domnul Ionel Dinu a spus că el o să propună în prima ședință a PNL-ului să nu mai fie Marian Măroiu candidatul PNL-ului pentru municipiul Giurgiu, cu 2 zile înainte sau 1 săptămână înainte l-a avut pe domnul Măroiu, care a spus că va fi candidat, și candidatul să fie de deputatul Toma Petcu, secondat de Marian Măroiu, și că așa v-ați optimiza șansele foarte, foarte mult. Mă rog, aici cred că e o părere personală a domnului Dinu Ionel și nu știu pe ce se bazează. Sper să nu fie subiectiv în apreciere datorită unei apropieri față de mine. Dar vreau să vă spun foarte clar. Lucrurile sunt clare în PNL, în sensul că cu siguranță, în momentul când vom desemna, candidatul va fi doar pe baza unor analize sociologice pe care le-am făcut și le mai facem. Da, știu că într-una din analize, din chiar de la începutul, da, începutul primăverii, la începutul anului, da, domnul Măroiu și pe locul întâi, urmat exact de... Ideea este că nu mi-am exprimat niciodată această intenție. Aveam un gând la un moment dat, în timp ce eram în ALDE, să fac acest lucru. Consider că atât colegii mei care își doresc să fie candidați din partea PNL-ului, Adrian Anghelescu și Maria Măroiu, sunt mai bine poziționați și vă spun și de ce. Și au exprimat această intenție. Eu vă spun că de apreciat ai fi sau n-ai fi, că nu înseamnă neapărat că dacă vrei să și candidezi și foarte iubit, ai fi sau n-ai fi într-o localitate, doar în momentul în care vrei să spui că vrei să candidezi și faci campanie, o campanie neoficială, da, în sensul ăsta lumea te ia în calcul. Eu nu m-am pregătit pentru acest lucru, nu mă interesează în acest moment. Voi susține orice candidat, sincer iau în calcul să fiu chiar șeful de campanie al candidatului PNL pentru municipiul Giurgiu. Cred că în momentul ăsta domnul Maria Măruiu răsuflă ușurat. Da. Domnul Dinu poate să propună la o ședință de birou județean dacă este invitat. Dumnealui nu este membru al biroului județean, dar dacă ar fi invitat și ar face o astfel de propunere, până să discutăm un eventual vot, aș lua eu cuvântul și aș spun foarte clar că nu e cazul. Avem un prim candidat care și-a anunțat deja pe toate rețelele de socializare și-a anunțat candidatura. Domnul Vladu, fostul dumneavoastră coleg de la ALDE, și-a anunțat deja candidatura, vrea să fie primar, metru de stradă și metru de asfalt și sacul de ciment, nu știu, ceva în genul ăsta. Considerați că e un adversar redutabil pentru oricare din candidați, mai ales pentru candidatul dumneavoastră? Domnul Vladu putea să fie un adversar redutabil în 2016. Chiar nu-mi dau seama ce s-a întâmplat atunci, pentru că eu, fiind cu proiectul ALDE într-o fază relativ incipientă, aveam doar un an și ceva de zile de când construiam proiectul, recunosc că m-am ocupat mult mai mult de județ decât de municipiu. A venit, a fost desemnat candidat, toată echipa ALDE și era o echipă valoroasă. Gândiți-vă că la momentul respectiv aveam câțiva oameni, zic eu, cu notoritate și bine văzuți, care vreau să candideze la primăria Giurgiu. Da, da, da. Cum ar fi Ionel Muscalu, Andrei Ovidiu. Da, da, da. Ți-a erau ți-a câțiva oameni care se băteau cu notoritate. Atunci a zis, domnule, ok, mergem cu domnul Vladu, facem echipă în jurul dumnealui și mergem. Mai ales toată... că dânsul fusese și viceprimar. Viceprimar. S-a împăcat cu domnul Stanciu, pe care îl dăduse afară din consilier local. Da. Adică am reușit să strângem echipa în jurul lui și să-i facem o campanie foarte bună. Eu mă așteptam la un rezultat mult mai bun al dumnealui în 2016. Sincer, a fost cam dezamăgitor. Da, da, adică eu recunosc. Acum nu știu dacă vina e neapărat de la ALDE sau de la echipă sau de la dumnealui. Chiar nu vreau să spun chestia asta, dar eu mă așteptam ca rezultatul dumnealui să fie mult mai bun. Este foarte greu după un asemenea rezultat să vii să fii un adversar redutabil. Acum, eu sunt convins că datorită... Așa cum e situația în care era și Florian Nicolae. Este, care toată lumea credea că e un adversar extraordinar, dar nu. S-a văzut. Să vă spun ceva, nu sunt apărătorul Florian Nicolae, dar vă spun ceva. Florian Nicolae a obținut în municipiul Giurgiu, pentru un PNL care în 2016 n-avea o percepție foarte era bună, era undeva la 10-11%. Exact, a luat aproape 9.000 de voturi. Da, a luat bine. În alte condiții ești primar cu voturile astea. Adică hai să ne înțelegem. Domnul Florian Nicolae a reușit și acolo sunt convins
cunoscând că uitați-vă formula parlamentare că n-a mai trecut de 10% pe municipiu. Da, da, da. Deci sunt convins că mare parte din acele voturi au fost al lui Florian Nicolae. Da. În schimb, ce domnul Vladu, haideți să vă spun ceva. Noi am luat la alegerile parlamentare mai multe voturi decât la locale. Adică eu la parlamentare am fost și eu candidat primul pe listă la Camera Deputaților. Da. Am bătut PNL-ul cu scor dublu. Eu, adică am luat 18%, eu am luat 9%. Și am crescut foarte mult în voturi, deci am luat mai multe voturi. Ceea ce nu este în aceeași situație cum ar fi domnul Florian Nicolae, e ce nu înțeleg eu acum de ce domnul Vladu, care ar fi trebuit de să prindă... Insistă? Nu de ce insistă, că e dreptul fiecăruia să candideze și poate unii chiar își doresc foarte mult acest lucru, doar să fie candidați. Dar eu nu înțeleg la domnul Vladu la câtă experiență cred eu că ar fi trebuit să prindă. Eu am pretenția că și eu și echipa care am făcut-o și am construit-o la alte a fost echipă cu experiență. Eu nu înțeleg de ce dumnealui... Mă rog, gândește, visează că ar putea să fie candidatul comun a celor trei partide care fac o alianță națională, posibilă sau nu, la nivel național, PSD Pro-România ALDE. A, nu. Adică l-am văzut și am citit și eu, că am citit experiență și printre rânduri și am și informații. Dumnealui speră că domnul Barbu, așa cum a spus domnul Vladu în postare, nu o să mai candideze la primărie, ca și-a dat cuvântul de onoare. Și cineva cred că îl minte pe el că ar putea să fie candidatul acestei alianțe. Candidatul comun, da. Eu vă spun că e o iluzie, mă rog, da, nici nu vreau să discut despre asta și adică cred că o să fie foarte dezamăgit. În primul rând că nu ar accepta PSD-ul așa ceva. Seama, PSD-ul, un partid PSD atât de mare să n-aibă candidatul din propriul partid, nu am văzut situația la prezidențiale. Dar dumnealui l-am văzut din lorile de poziție și din discuțiile colaterale că speră să se întâmple acest lucru și de-aia s-a și grăbit, logica grăbirii, să anunțe că el să fie primul care candidează. Da. Eu cred că va candida doar pe ALDE. Da. Mă rog, percepția mea este că nu știu dacă vor reuși să introducă oameni în Consiliul Local. A fost foarte greu în 2016. Noi am muncit mult. Și introdus trei. Atunci am introdus trei consilieri. Am reușit să un scor foarte bun și am avut trei consilieri. Nu, am vrut să spun că a fost foarte greu atunci și am reușit să introducem. Dar eram o echipă foarte puternică și mobilizată. Recunosc pe de altă parte că eu prin munca care am făcut-o cu toată echipa am creat o imagine foarte bună a lui ALDE la nivel de municipiu și chiar și în județ, să ne uităm la ultimul scor. Ați atras foarte mult și la locale și la parlamentare din zona de dreapta. Exact, am reușit să rupem. Acum eu vă spun că nu doar prin prezența mea în PNL, ci a multor colegi, eu cred că multe din aceste voturi se vor duce înapoi în zona de dreapta, adică clar, PNL-ul acolo cum este cazul. Da, PNL-ul acum, în momentul ăsta. Peste tot se fac fel de fel de mișcări de trupe, se stabilesc candidați pe localități, pentru Consiliul Județean, pentru municipiu. Corect. PNL-ul cum stă? PNL-ul stă în felul următor. V-am spus, suntem în progres și mai facem unele analize pentru municipiu, dar în principiu sunt cam clare lucrurile acolo ce avem de ales și o să se anunțe oficial. Pentru județ, așa cum este corect, probabil că în orice partid va fi o perioadă de depunere a intențiilor, a dosarelor de candidatură. Va fi o comisie care va analiza fiecare candidatură pe criterii politice, în primul rând, că trebuie să ne uităm la ce capacitate electorală ai în județ și cum te percep oamenii și în municipiu, pe criterii de pregătire profesională, de experiență profesională și nu în ultimul rând, care este foarte important, de moralitate și, mă rog, eventuale, dacă ar fi cazul, probleme juridice. Da, pentru că e un aspect foarte important, deja văd că și Partidul Social Democrat a înțeles la nivel național, că acest criteriu care ține de eligibilitatea morală și juridică a unui candidat trebuie să fie primordial. Și cred că această comisie în care mă gândesc serios să mă autopropun, să facă evaluarea și să vedem care este cel mai bun candidat, bineînțeles propunerea fiind pusă pe masa biroului județean. Păi biroul județean va decide prin vot în urma prezentărilor care e cea mai bună soluție. Păi haideți să facem o socoată simplă. Domnul Beianu, se vorbește foarte mult de corect. Domnul Beianu, unul ei, în situația asta le excludem pe domnul Andrei Alexandru, dacă intră domnul Beanu, sau haideți să-l punem și pe domnul Andrei Alexandru, nu știu exact, și pe Marin Anton, care și-a exprimat clar dorința de a candida. Cum spuneți dumneavoastră, pe problemele cu justiția, clar că am cădea nu Marin Anton. Acum dacă nu rezolvă problemele până atunci. Eu vă spun ceva, o să ne uităm foarte clar la... Un lucru care cred că contează foarte mult. Din documentele care le avem noi și le știm, domnul Marin Anton anul trecut cred că a pierdut un proces de incompatibilitate cu anii. Decizie definitivă și irevocabilă, adică care este și în executare, să zic așa, între ghilimele executare.
Cu alte cuvinte, dacă noi am decide în partid să fie domnul Marin Anton candidatul nostru, este foarte posibil ca Beju să ne respingă de drept sau cumva un contracandidat sau altcineva să-l conteste și să ne respingă candidatură. Da. Adică nu vă închipuiți că într-o situație jenantă. Vă dați seama, ne trezim în ultima zi că nu mai avem candidat. Exact. Și nu, adică vă asigur că PNL-ul este un partid cu picioarele pe pământ și matur, da. Responsabil și o să alegem cea mai bună variantă, repet, ținând cont de aceste de criterii care e foarte important. Da. Domnul Anton poate fi un bun camarad, poate fi un coechipier foarte mult, e un om care are experiență, notorietate, știe să facă politică destul de bine. Cred că în echipă, fără discuții, poate să fie. Poate să facă parte din echipă. Corect. Poate să secundeze, să-și pună în valoare toate abilitățile de bun politician, că nu putem să negăm asta. Așa este. Am mai multe teme. O să mergem la alegere. Despre teme naționale, da? Da. Impactul măsurilor sociale și economice luate de guvernul PNL în contextul COVID, da? Ce să mai luăm noi? Măsurile economice și dumneavoastră alegeți acum, da? Oricare din care vă doriți și care considerați că e mai important pentru cetățeni. Și cam atât. Despre ce subiect putem să discutăm. Da? Haideți să începem cu măsurile economice. Programul IMM Invest. Un program generos inițial, dar foarte contestat acum de fel de fel de oameni de afaceri, de oameni din presă, care spun foarte multe firme s-au înscris, dar sunt la mâna băncilor. Aici, mă rog, într-un fel era de anticipat că băncile vor veni și vor fi foarte prudente, foarte scrupuloase. Și intransigente, până la urmă, e vorba de banii lor. Pentru că ar însemna o expunere foarte mare și pe această zonă. Ce am propus noi, premierul în perioada de pandemie a făcut întâlniri cu câte 5 parlamentari, astfel încât să nu fie vreun risc de, mă rog, de contaminare. Da, da. Și la una din delegații am participat și eu împreună cu colegul Andrei Alexandru și am propus premierului ca pentru a relaxa, să spunem, bunevoința băncilor în această analiză a dosarelor, analiză care e în progres, adică vreau să spun că ea se desfășoară și în acest moment, să, mă rog, anunțe și să facă o, mă rog, și probabil și un proiect de hotărâre în acest sens de guvern, că va plăti și pe anul următor dobândă. Acest program IMM Invest, pentru cei care nu cunosc, asigură o finanțare pentru societățile comerciale, pentru cheltuielile de orice fel și că sunt de investiții, capital de lucru, capital de lucru și mai departe. Da. O finanțare care pe acest an dobânda este plătită de către guvern. 100%. Adică indiferent că ai dobândă 2, 3, 5%, da. Ce înseamnă acea valoare e plătită de guvern. Și atunci am explicat, domn prim-ministru, dacă ați anunțat acest lucru, sunt convins că băncile ar fi mult mai relaxate în analiza de risc. Pentru că ei, pe lângă garanții, se gândesc că și banii care investesc să-i recupereze cu oarecare doză de profit. Profitul înseamnă dobânda pe care banca o pune. Ăla e profitul băncii, din care să scad niște costuri și așa mai departe. Dar e siguranța de acolo și asigură profitul. În momentul în care se va anunța acest lucru și premierul ne asigură că va dori să facă acest lucru, eu cred că dosarele vor fi gestionate mai ușor. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că această metodă de sprijin prin, mă rog, finanțarea de către bănci este una greoaie și care nu acoperă toată plaja de dorințe. În schimb, mai sunt o serie de măsuri pe care premierul le-a pus pe masă și le-a discutat împreună cu colegii din guvern și chiar și cu conducerea partidului. Acel proiect pentru muncă în care ați văzut că pe diferența de ore în care angajatorul nu angajează, nu folosește, să zic așa, între ghilimele, salariatul, se acopere diferența la 8 ore, astfel încât să poată să aibă un salariu normal. Mai este o variantă ca să se acopere pentru salariații care au fost în șomaș tehnic și se întorc la muncă la același angajator sau la alt angajator, să li se asigure până la 45% din cheltuielile, nu din salariu, din cheltuielile cu angajatul, ceea ce este iarăși foarte important. Adică aceste măsuri s-au dus direct pe forța de muncă care este foarte, cum să spun eu, foarte sensibil acest subiect. Dacă vorbeam acum 6 luni de zile de un deficit foarte mare la forța de muncă, astăzi sunt situații în care pentru un singur job, să spunem în București, să dea un anunț să înscriu 100 de doritori, dacă până acum nu găseau pe nimeni. Și atunci este clar că trebuie să găsim mai multe soluții de relansare.
Pe de altă parte, eu vreau să vă spun că este o măsură foarte bună pe porc, care urmează să fie, deja s-au aprobat ghidurile și urmează să intre, să spunem, spre finanțare și spre depunerea a intențiilor și problemă finanțare, ca să se finanțeze în funcție de regiunea în care te afli și m-am verificat special pentru Giurgiu, adică la Giurgiu finanțează până la 67% din valoarea proiectelor, proiecte de dezvoltare pentru companiile mijlocii și medii. Adică, vă dau un exemplu, o mare societate din Giurgiu, cum ar fi Șantierul Naval, dorește să facă achiziții de echipamente pentru dezvoltarea și, mă rog, să ușureze munca, nu știu, aparate de sudură cu plasmă, pod rulant și așa mai departe, de 10 milioane de euro, statul român îi asigură 67% din finanțare pe POR, pe o schemă de finanțare de fonduri europene. Mie mi se pare o măsură foarte bună care pentru cei care vor să se retehnologizeze, că finanțează doar aceste tipuri de cheltuieli de dezvoltare, adică achiziții de echipamente, de tehnologie și așa mai departe. Pentru cei care vor să se retehnologizeze, să dezvolte, înseamnă o gură de oxigen foarte mare. Da, e o mine de aur chiar, 60%. Eu chiar am dat schema de finanțare către directorul Șantierul Naval pentru că mi se pare o societate foarte importantă și i-am recomandat să analizeze și eventual dacă consideră să participe. Mai e rambursarea rapidă a TVA-ului. Rambursarea rapidă a TVA-ului, aici am mai discutat și noi cu, mă rog, la firul ierbii să spun, și într-adevăr i-a început să-i aplice. Avem informații chiar de la Direcția de Finanțe Publice Giurgiu că aceste rambursări se fac mult mai repede și de multe ori chiar fără controle prealabile. Asta ne însemnând, ca să ne înțelegem, că în momentul când lucrurile se relaxează și revenim la un normal, nu vor fi verificate acele cereri de rambursală, pentru că nici nu înseamnă că încurajăm într-un fel sau altul frauda fiscală. Nu semnesc ca primarul, clar, corect. Discuție. Mai sunt bonificațiile, aici mai puține, așa, mă rog, nu știu cât contează, bonificațiile pentru firmele care își plătesc impozitele. 0,5%, mă rog. Aici sunt în general pentru societățile care plătesc sume foarte mari, 0,5% pe o cifră de afaceri, să zicem, de 1 milion de lei pe an, nu contează foarte mult. Dacă e o cifră de 10 milioane, contează foarte mult. Ce mai trebuie spus, n-am situația și pentru luna mai, dar vreau să vă spun că două săptămâni din luna martie și luna aprilie, în județul Giurgiu, s-au plătit pentru șomajul tehnic și persoanele care au acele întreprinderi individuale de muncă, se plătise în jur de 10 milioane de lei șomaj tehnic și, mă rog, banii către persoanele care nu sunt angajate, dar care au acele IU-uri, întreprinderi individuale și le-a plătit și lor pe o schemă de finanțare. 10 milioane de lei care au venit bani direct către fiecare angajat, astfel încât, mă rog, societățile au reușit să se degreveze de o povară și n-au fost nevoiți să-i trimeată fie în fără plată sau să-i trimează în șomaj tehnic și ei să plătească șomajul tehnic sau efectiv să țină acasă să plătească. 10 milioane de lei e o sumă importantă, n-am reușit să actualizez cu luna mai, dar sunt convins că sumele au fost la fel de consistente. Da, ar mai fi scutirea de plata impozitului specific pentru domeniul Horeca. La Giurgiu nu știu cât de la Giurgiu nu e foarte dezvoltat, dar în țară domeniul Horeca este foarte important. Da, și luăm, mă rog, de exemplu, Valea Oltului, unde Valea Prahovei, litoralul. Într-adevăr, datorită pandemiei, domeniul Horeca a fost cel mai afectat de departe și aici au fost foarte mulți angajați. Dar, repet, această măsură cu șomajul tehnic i-a ținut în continuare în lucru pe acești oameni. Domnului Horeca, cred că trebuie un program mai amplu de finanțare și de susținere, pentru că încă ce se observă și e și normal, datorită cifrelor destul de mari pe care le vedem în fiecare zi cu noi persoane infectate cu coronavirus, oamenii sunt reticenți să plece în excursii, să se ducă să facă un sfârșit de weekend sau să se ducă să petreacă undeva la munte sau la mare. Și atunci această reticență în ce se traduce? Chiar dacă au deschis hotelurile, nu au în continuare, că am vorbit chiar ieri, aseară am vorbit cu cineva care are mai multe asemenea, să spunem, hoteluri și la mare și la munte și îmi spunea că sunt doar la capacitate de 25-30% pe weekend. Sunt sub linia de plutire. Exact. Deci e foarte clar că reticența românului este aia de nu a se duce. Clar, frica de îmbolnăvire e... Exact. Primează. Și pandemia, chiar dacă a existat o dorință a fiecărui, așa mea personală, nu pot să spun de a ieși o dată din casă și a fi cât mai activ, uitați-vă că această relaxare deocamdată, cred că numărul de cazuri de astăzi a mai fost depășit o singură dată când am avut 520 de cazuri. Astăzi avem 460. Deci
e un număr de cazuri foarte mare, ceea ce arată că... Bine, au fost și mai multe teste, peste 200.000. Clar, am ajuns și am testăm cam acolo unde la începutul pandemiei doream să ajungem, la 15.000. Da. Nu suntem la 15, dar suntem la 13.000. Aproape de 13.000 de teste, ceea ce nu este rău. Dar ăsta e un lucru bun pentru că ai capacitatea să găsești mai repede acolo unde ai eventuale focare. Vorbim și despre prelungirea stării de alertă și ce înseamnă asta, de ce trebuie prelungită starea de alertă. Până atunci însă avem întrebări, domnul deputat, și avem întrebări pertinente. Domnul George Răzvan Avramescu, vă sună cunoscut, e din zona Bucșani. Așa, întreabă domnul Toma Petcu, susține pe Dan Basat? Eu voi să... Așa. Mihăiță Grigore pune întrebarea sub altă formă. Ce părere aveți, domnule Toma Petcu, de Ionel Dinu împotriva lui Dan Pasat? Încerc să răspund la ambele întrebări. Eu voi să sune candidatul care va fi decis de către Partidul Național Liberal să candideze. Eu cred că dacă domnul Dan Pasat vrea să candideze la Bucșani, din ce am înțeles și ce am auzit, are o șansă destul de mare. Nu se pune problema să fie candidatul nostru, probabil că va candida, nu știu, independent, probabil, cred că asta este strategia dumnealui. Cât despre candidatura domnului Dinu Ionel, haideți să vă spun ceva, vorbeam mai devreme de seriozitatea unui partid. Nu, cu tot respectul pentru Johnny, nu poți să pui un candidat din altă localitate în altă localitate. E ca și cum mă duc eu să candidez la Bolintin. Ionel Dinu spune că el s-a născut în... Păi parcă s-a născut în Crevedia, cum s-a născut în comuna, în satul Dealu, care aparține de comuna Crevedia. Acolo are casa părintească, nu merită. Că e limitrof cu Bucșanu și noi suntem limitrof cu Slobozia sau cu Oinacu, dar nu mă duc să candidez acolo. Da. Cu siguranță pe cine vom susține noi acolo va fi cineva din zonă care va avea o șansă reală să câștige. Acum, mai departe, legat de susținerea domnului Dan Pasat, repet, eu din ce informații, că sunt un tip care cunosc bine județul, are o șansă serioasă de a câștiga această localitate. Vă întreabă Răzvan Avramescu, George Răzvan Avramescu, vă spun sigur, e din Bucșani. Întrebați dacă îl susține pe Dan Pasat și dacă Dan Pasat candidează din partea PNL pentru primăria Bucșani. Cred că am răspuns. Și domnul Avramescu. Cred că am răspuns prin ceea ce am spus. Răspuns, da. Tot Avramescu, domnul Toma Petcu susține persoane care au executat 3 ani de întreabă. 3 ani de pușcărie pentru fapte de șantaj și corupție, ca și în cazul, cum e cazul domnului Dan Pasat, mă rog, nu am dovezile aici. Dar Mihăiță Grigore vă întreabă, Gheorghe Ștefan poate fi un candidat la Consiliul Județean? Acum știți bine, eu cu Gigi Ștefan am o relație bună și m-am bucurat foarte mult când a venit în echipa mea în Alde și acum a decis împreună cu mine și o parte din echipă să mergem spre PNL, acolo unde a mai fost președintele partidului. E un tip foarte bine perceput în județ, cu o activitate foarte bună și o notoritate foarte bună și o percepție bună. N-a avut niciodată această intenție și mi-a zis foarte clar că și-a dorit această funcție de secretar de stat pe domeniul agriculturii. Da, adică vreau să vă spun ceva. Nu știu dacă noi în județul Giurgiu am făcut foarte multe alegeri inspirate, dar două numiri inspirate am făcut și alea sunt ale la mine la, mă rog, să zicem, la Alde PNL acum. L-am numit pe Ionel Muscaru secretar de stat la Ministerul Muncii și îi venea Mănușe și numirea domnului Gigi Ștefan ca secretar de stat la Ministerul Agriculturii îi vine foarte bine. Deci Gigi Ștefan acolo chiar, unde este, chiar îi place și se ocupă. Îi place desăvârșit profesional. Dacă va avea o altă intenție de candură, o vom discuta în cadrul partidului. Dar deocamdată văd că e foarte angrenat în activitatea de la Minister și bine face. Bun, haideți să le explicați oamenilor. Eu am mai scris o explicație de-a dumneavoastră de ce e necesară și e importantă prelungirea stării de alertă. Acum știți cum e, cum spuneam și mai devreme, și eu mi-aș dori să avem mai multe libertăți și în același timp posibilitatea să fim mult, sunt un tip, credeți-mă și mă cunoașteți foarte bine, eu acasă ajung decât să dorm, foarte puțin trebuie să stau și cu familia de vorbă, indiferent că e dimineața sau seara. Deci, cu alte cuvinte, cu toți ne-am fi dorit să fim mai liberi și să putem să ne mișcăm în voie, dar cred că ceea ce se întâmplă la ora actuală în România, cu creșterea de cazuri noi, și dacă vă uitați chiar și în țara vecină, în Bulgaria, Bulgaria a ajuns ca când au ieșit în starea de urgență să aibă mai multe cazuri decât au avut. Așa zisul vârf al pandemiei. Și atunci această stare de alertă permite instituțiilor, că vorbim de guvern, de Ministerul de Interne, de Ministerul Sănătății, de prefecturi pe plan local
și de acele comitete de situații de urgență județene sau comitetele de situații de urgență locale, pentru că și la primăria Giurgiu este un comitet de situații de urgență local, da, da. Să ia decizii foarte repede și decizii prin care să poate, de exemplu, avem o decizie luată de carantină. Păi decizia de carantină putem să o luăm foarte repede și printr-o propunere a Comitetului Județean către Comitetul Național. Deci este foarte clar că încă, nefiind în afara acestui pericol de răspândire a virusului, avem nevoie de această stare de urgență, îmbunătățită, îndulcită, pentru că avem destul de multe libertăți în acest moment. În afara faptului că din anumite țări, dacă am venit, și a rămas acum doar UK-ul, că s-a scos, inclusiv Italia s-a scos, da? Dacă am venit în România, trebuie să stăm 14 zile în carantină, în rest, la ora actuală, puteți să vă deplasați oriunde vă doriți, fără niciun fel de problemă. Să vă duceți și dacă la munte și la mare. Dacă am curaj. Dacă aveți curajul, pentru că dacă te uiți zilnic și vezi cât de mult crește numărul de noi cazuri, cu siguranță spui semnul de întrebare dacă deși lucrurile sunt clare. Doctorul Rafila spunea ieri la un om care a contribuit foarte mult în această perioadă la bună gestiune. Un om care am mare încredere, da. Vă spun clar. Doctor Rafila spunea că, bun, era și el adeptul la starea de alertă, la libertățile limitate deocamdată, dar spunea că trebuie, v-a spus o chestie care chiar m-a surprins, că trebuie să, ca să dobândim imunitate după ce se îmbolnăvește 80% din populație. Adică, bun, ok, stăm în casă, dar noi trebuie să ne îmbolnăvim 80%. Aici cred că doctorul Rafil a spus acest lucru pentru că este foarte clar că nu, nimeni nu crede că până la sfârșitul acestui an nu se poate stăpâni toată. Nu, și nu o să avem un vaccin care să aibă eficiență clar, foarte mare. Discuție. Și atunci, pentru a salva într-un fel, mă rog, și economia, dar și starea de spirit a fiecărui om în parte, probabil că această imunizare până la urmă globală care e, mă rog, definită de OMS în sensul ăsta, trebuie să fie făcută, dar ce este foarte important și cred că, nu știu dacă a spus domnul Rafila în declarație, este una dacă 80% dintre noi ne îmbolnăvim în termen de o lună de zile și, da, atunci, și, atunci, blocăm tot, și atunci vă spun că blocăm tot și alta e dacă această îmbolnăvire de 80% se duce pe parcursul unui an de zile. Atunci și spitalele au capacitatea să preia bolnavi. Terapia intensivă are capacitatea să preia bolnavi. Deci asta era și, ideea. Exact. Da. Și în același timp nici economia nu suferă pentru că am stat iarăși probabil cu o lună și jumătate fiecare dintre noi blocați. Deci ea trebuie, prin aceste măsuri, trebuie ca această, mă rog, imunizare globală, care este până la urmă o strategie, să se ducă în timp, să se fie întinsă da, pe mai multe luni și poate și ani. Perioada mai lungă, da. Astfel încât să scăpăm de virus. Da. Haideți să scăpăm cu totul. Important e până la urmă ce măsuri de protecție și a fiecare. Corect, asta vreau să spun și eu. Aici depinde și de fiecare. Vă dați seama, eu având în 2017 o boală autoimună care chiar m-a indisponibilizat aproape 9 luni de zile, vă dați seama că, eu vă spun ceva, prin ceea ce treceți dumneavoastră astăzi cu mânuși, cu dezinfectant și cu mască, eu făceam în 2017. Și știu foarte bine ce înseamnă acest lucru, sunt foarte precaut. Depinde de fiecare dintre noi dacă sigur avem capacitatea da. Să ne protejăm și cât de bine deci ne protejăm. Și să știm care este starea noastră de sănătate. Okay, am comorbidități, am... Corect, cât de hotărât exact. Sunt să mă expun riscului și da, să da, da. Pot să... A mai fost unul, se numea Cataramă, care s-a da, dar n-a reușit. Și dar n-a reușit. Sfârșit. Așa este. Da, domnule deputat, despre măsurile sociale vom discuta în altă emisiune. Cu siguranță. Deja avem 40 de minute. Deja avem când 40 stăm de vorbă, de... da, au trecut 40 de mă minute. Mă țineți repede de vorbă. Așa, stați să văd dacă mai am vreun mesaj pe aici. Robert Andrei Costache, bineînțeles, nu puteți spune altceva decât felicitări, domnule deputat. Un băiat tânăr și foarte, foarte da, bine da, da. Pregătit. Foarte, foarte bine. Și implicat în problemele cetății, ca să vorbesc așa da. Mai... Tot George Răzvan Avramescu vă întreabă dacă știți, cunoașteți situația din Vadul Lat, Comuna Bucșani, cu privire la otrăvirea fântânilor publice. Au trecut 13 zile, adică nu se face nimic. N-am auzit de chestia asta. Scrie la Direcția de Sănătate Publică și sunt convins că fac poliție, un control la poliție, că da, mi se pare un lucru grav și asta trebuie... Da, 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 sigur. Pot să vă spun că în acest moment se uită 33 de oameni, sunt în direct. Nu știu care e numărul de vizitatori până acum și din cei care se uită, 35, m-au auzit. Au mai intrat. Domnule Petcu, știu,
Ne vom mai reîntâlni cu siguranță când aveți ceva de spus. Cu siguranță. Neapărat rămân măsurile sociale, trebuie să discutăm. Sunt cele mai importante. Eu ce vreau să vă spun? Vreau ca să îndemn toți cetățenii orașului și județului, că până la urmă acoperirea dumneavoastră este pe tot județul. Să aibă pe tot rotocolul pământului până la urmă. Să aibă încredere că toate măsurile pe care acest guvern le-a adoptat au fost în primul rând să protejeze sănătatea populației. Este, eu vă spun ceva. Până la dacă am sau nu bani în buzunar, cred că primul lucru trebuie să fiu sănătos. Asta e în primul. A fost prima prioritate a guvernului. Să asigurăm sănătatea populației, să nu supraaglomerăm spitalele, să nu supraaglomerăm zona de ATI, unde acolo chiar lucrurile puteau să o ia razna. Este clar că după ce trecem de această perioadă, trebuie să ne uităm foarte serios la măsurile sociale, pe de-o parte, pentru a termina, mă rog, situația celor care au pierdut foarte mulți bani sunt în imposibilitatea de a-și mai plăti la zi utilitățile. Va fi criza economică foarte clar, asta trebuie să o atenueze guvernul. Aici avem o șansă și oportunitate, aceea că cei 33 de miliarde pe care Uniunea Europeană i-a pus la dispoziție României chiar există. Nerambursabil. Nerambursabil, atenție. Da, nerambursabil. Și aici avem, eu vă spun ceva, eu îl cunosc pe domnul Boloș, care este ministrul fondurilor europene, nu este o persoană foarte publică să iasă foarte mult în evidență, dar e un foarte bun profesionist. Am lucrat cu el când eram șeful Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, domnul era secretar de stat la Ministerul Transportului și gestiona chiar zona de fonduri europene. Cred că este cel mai profesionist, mă rog, ministru la fonduri europene pe care putea să-l numească România în general. Nu e un tip politic, nici știu dacă are carnet de partid. Dar este un tip care va reuși să aducă aceste fonduri în România. Bineînțeles, depinde de fiecare instituție în parte și de fiecare comunitate în parte, că fondurile nu vin doar la Ministerul Dezvoltării sau la Ministerii. Vin fonduri direct la primărie, la Consiliul Județean, la instituții. Trebuie să ai și proiecte pentru asta. Și asta cred că va conta foarte mult. Eu cred că acești bani, această infuzie de capital pe care o pregătesc cei de la Comisia Europeană, va fi benefică. Și sper că în același timp investițiile străine în România să fie în același ritm. Începem să menținem ritmul, care nu era foarte rău, începutul de an era destul de promițător. Nivelul de investiții în România, de investiții noi, de capital nou în România, era unul foarte bun. Din păcate, pandemia a stopat acest lucru, dar sperăm să se reia acest ritm. Da. Așa cum spuneam, ne vom reîntâlni. Chiar mai avem mult de discutat. Voiam să vă întreb ceva și de cum comentați faptul că mulți spun mituirea sau miluirea presiei de către guvernul Orban, banii care s-au dat la presă pentru o bună informare. Problema e că o mare parte a presiei n-a înțeles că e doar pentru informare și a înțeles că e și pentru obediență. Da, exact. Nu, aici haideți să vă spun ceva. Una, pe de o parte era pentru informare, pentru că aceste campanii de informare trebuie să le ducem cel puțin după părerea mea un an de zile de aici încolo. Pe de altă parte, presa reprezintă și ea la rândul ei o parte a economiei românești. Eu presa nu văd clar, doar ca discuție. Presa este un serviciu public, dar care prin prestare produce o plus valoare. E o parte a economiei. Păi dacă sprijinim toată economia, presa de ce n-ar fi avut nevoie de sprijin? Adică mi se pare așa că, domnule, sprijinim toate domeniile, dar mai puțin presa. Că voi dacă vă sprijinim, să presupune că trebuie de mâine să ne lăudați, să deveniți obedienți. Nu, eu, mă rog, poate o frustrare a unora care au văzut lucrul ăsta ca pe... sau poate așa ar fi procedat ei, cei care spun acest lucru, ar fi procedat ca în momentul când te sprijină guvernul să devii și obedient. Nu. Da, în alte țări, guvernele sprijină presa sau pentru campanii speciale pentru așa ceva lucru. Dar repet, eu presa locală, presa centrală, este o parte a economiei. Da. Deci eu presa o văd ca o parte a economiei. Acum presa care se face prin societăți comerciale, sigur, că mai avem anumite persoane care fac un blogger și scriu și acolo, nu, mă rog, e poate mai mult o opinie personală. Cei care au societăți comerciale pe care încheie contracte și care au angajați, plătesc taxe și imposte, acei oameni trebuie să ajutați. Da. Vă mulțumesc că mi-ați... E foarte bine. Fărcuș, Ionel Dinu. Vă întrebă și Ionel Dinu. Ionel Dinu, PNL-ul va avea candidat la Bucșani? Va fi o decizie a Biroului Politic Județean. Fărcuș Costin Valentin. E șmecher Tomiță, o să pună mâna pe PNL Giurgiu până la alegeri și o să lase mulți clasici pe din afară. Și cu asta încheiem emisiunea asta. A fost o... Să încheiem apoteotic. Tot timpul a fost chestia asta asupra mea, că acolo unde mă duc trebuie neapărat să fie un numărul 1. Vreau să vă spun ceva. Am o relație foarte bună cu Dan Motreanu și mă bucur că l-am găsit președintele PNL-ului pe Dan Motreanu. Poate această alipire a echipei ALDE cu PNL n-ar fi fost de atât succes,
cum o preconizăm noi, dacă ar fost altcineva. Poate aranjați o emisiune și cu domnul Otranu. Cu siguranță. În momentul noi acum așteptăm. E foarte greu să dăm de domnia. Nu, dar așteptăm să vedem dacă guvernul ne dă voie să începem și noi să facem ședințele de birou județean, pentru că până acum am avut doar discuții pe net, pe telefoane, mă rog, și mici, foarte mici întâlniri. Dacă, mă rog, guvernul și pandemia, nu numai doar guvernul, ne va da voie să ne vedem. Cu siguranță o să facem întâlniri și eu vă asigur că domnul Motreanu va fi foarte implicat în aceste două campanii de anul ăsta, că sperăm să avem și parlamentare. Da, să sperăm că vor fi și parlamentare. Domnule Toma Petcu, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația. Ne vom mai reîntâlni cu siguranță. Doamnelor și domnilor, a fost deputatul Toma Petcu. Sper că v-am mulțumit răspunsurile, care nu au fost greu de dat, întrebările erau mai greu de pus. Până una alta... Asta a fost tot. Ne vom reîntâlni marți, cu siguranță, cu un alt invitat. La revedere, vizionare plăcută în continuare.